În Amsterdam, un City Break pleacă de la 280 de euro de persoană. Cea mai ieftină destinație de City Break este Praga, pachetul plecând de la 199 de euro de persoană pentru 3 zile cu micul dejun inclus la un hotel de 3 stele. Urmează 200 și, deci sunt anumite praguri, 239, 300 și, deci hoteluri de 3, 4 și 5 stele. La fel, pe Istanbul există oferte de City Break făcute cu Turkish-ul și cu Pegasus-ul. E normal că fiecare își alege cu ce companie aeriană dorește să zboare. Apoi, Barcelona, iarăși este o destinație, uitasem, pe care o facem cu Taromul la City Break. Amsterdamul, la fel, este o destinație cu KLM-ul făcută pe City Break și bineînțeles că City Break-urile astea se pot face pe majoritatea destinațiilor. Dacă pentru sfârșitul acestei săptămâni mai toate pachetele de weekend s-au vândut deja acum ceva vreme, pentru weekendurile următoare oferta rămâne diversificată. Totuși, consultanții din domeniu avertizează că și escapadele de 2-3 zile ar trebui să fie planificate din timp, ca să evitați surpriza neplăcută de a nu mai găsi locuri sau bilete de avion.